Băi, eu îți dai seama, mă repet, că n-ai ce face. Și ca artist te repet, mai ales când încerci să ai o coreografie, să ai obsesiile tale. Dar ca să poți să construiești ceva, e și în repetiție. Sunt părți al unui întreg când vrei să faci alt întreg. Acum mă voi răzbuna pe Revoluția Română, pe un poet vreau să-l iau la pulă, pe un geniu. Așa. Ce s-a întâmplat? Eu citesc de când eram copil. La 3 ani, nu știu, cam de la 3 ani citesc. Și am început cu cărți grele. Am revenit la astea mai ușurele, oricum cărți bune. Cărțile proaste le aruncam. Sau le lăsam, sau le lăsam așa, de rău. Cam o prindeam eu de în primele pagini, cât de bune sau proaste. În păcate al meu e că nu mă uitam la autori. Mie îmi plăcea cartea în sine. Cartea. Nu autor. Trebuia să mă uit și la autor. La un moment dat mă uitam la autor. Pentru că și autorul contează. Era autorul contează. Îți garantează calitatea cărții respectivă, a produsului. Alea, e vreme. El e generator. Eu mă atrag dintr-un scriitor, la un moment dat era chiar scriitor. E chiar foarte romantic tipul. Nu știu dacă mai are scrierile ale lui. Cred că le-a distrus, s-a enervat, că e foarte impulsiv. E taică. Le-am citit în parte. Că eu eram copil mic, le-am descoperit, era undeva la ascuns. O, un teanc așa de colea patru. Și citesc că pe vremea aia, ăștia care vreau să citească erau și cărți interzise, care erau trase pe Xerox, erau underground, care n-apăreau pe piață. Și am citit și cărțile astea. D-alea, urite crinire de cred că existim. De-aia am citit și Biblia satanică, că religioși ăștia crucioci, cioci de astea, dacă citești Biblia satanică, gata, te ia satan de pula și începe să slugă pula și te faci poponar de satan. Așa, unde vreau să ajung? Facem răzbunare originală! Că noi oricum suntem plină revoluție acum, chiar tehnologică, chiar socială, da, se schimbă întreaga lume. Ușurele așa, oarecum timide, unele mai îndrăznite, dar se schimbă. Dar hai să ne aducem aminte de precedenta revoluție. Ale drepturi, ghingenii, ghioi. Ești pe ăla, bă, pula mea, intră la băiat. Mi-a crit cu și pe ori. Așa. Și taică mi-a furat cenaclul flacăra lui Adrian Popescu. Și chiar în povestea când eram noi, băi, eu stăteam acolo, eram șmecher, aveam scaunul meu. Unii doar stăteau și căscau gura al scriitor care îi vezi tu acum. Și mi-am dat seama, erau unii cu buzilii senzuale ca degeaba al scorilor, da. Unii erau chiar valoroși, că avem valoroși, intelectual valoroși și intelectual cu buze senzuale ca degeaba per scorilor, da, e alternativ. Nu știu, nu mă bag la aia. Că eu sunt electrician și mi-e frică să mă curentez, să mă piși în priză. Dar eu sunt în priză tot timpul. Ce s-a întâmplat? Mi-a plăcut Revoluția Română. Am fost o zi la Revoluția Română, recunosc. Și nu a mers. Poate să nu mă credeți, mă doare în pula. Mama și tata pot să vă dă. Pentru că am lipsit în ziua aia. Am plecat pe dimineață și n-am tot seara. Și o parte de noapte. Deci nu plecam eu pula mea la 15 ani, eram băiat cu mine. Plecam așa, hai hoi, știi?
Acum din prea s-au stricat, nu zic că sunt mai stricate, nu, băieții și fetele e la fel. Toate sunt vechi și nouă sunt toate. Cam aceeași lucruri sociale sunt, aceleași interacțiuni. Și ce am aflat eu ulterior? Tata era supărat. Ok, păi și de ce nu publici? De ce ai? De ce ai plecat de acolo? N-au să zic. Eu zic, bă, ăsta a fost traumatizat. Dar nu l-am mai întrebat. Bine, lasă traumatizatul așa, că n-ai ce să-i faci la traumatizat. Dacă nu vrea să coopereze, să merge el. Dar a vorbit cu fisa și aflu eu acum vreo 3-4 ani că el s-a certat cu Mircea Ghidescu. Și eu le certă. Îți not și îți scrie bine Mircea Ghidescu. O să recunosc. Dar mă scrie și taică mă. Nu știu poezie cât de bine a scris, pentru că eu de obicei nu sunt cititor de poezie. Am câțiva poeți foarte fanatici. Păi ai citit. Pații răsfoiți. De ce? Vreau să fiu influențat și nu prea. De obicei încerc să citesc cu poeții contemporani, să fiu un trend. De fapt, există un trend la ora. Regăsește aceleași teme. Care sunt izvorâte, poate se iau unul după altul, fără să vrea, dar de fapt este reverberația vieții care o trăim în timpurile astea. Poezia este oglinda timpului pe care îl trăiesc generatorii de poezie. Și acum refacem revoluția din decembrie, dar limba engleză. O facem internațională, aia cred că a făcut-o cu subtitrare pe YouTube, am văzut-o, mă, că pe mine de râs, dar eu o fac altfel. Nimeni n-a putut să o văd pe toată bucățica aia din TVR, că mă, că pe mine de râs. Now it's happening! TVR! Free TVR! It's a binary! Free TVR! Apps on side in face of eyes, it's free TV. And we have an actor, a great actor. Că mai bag și din limba română. Mircea Caramitru. Caramitru, zice Caramitru. It's Caramitru, a great actor. It's not joking. It's not a joke. It's revolution in on the air, on TV. It's live! Revolution! Fourth revolution live! Wow! Oh no, my bad! Wow! Dictator! It's a real fucking beast! Son of the bitch! Carl Matthew says. Look at him! He's genius! He spoke to us! Genius is a poet, a great poet. Mircea Ginescu! Dear friends, dear Romanians! Romania is a country, it's revolution! TVR, free TVR, it's water, it's poison, poison on water, don't drink, don't eat, dictator is Dracula. Now, it's a moment of silence. The great man of our nation. It's like Michael Jackson on the action. It's the great courageous man. Emotion is in the air.
genius. I win. Revolution is win. I'm a winner. I'm a hamburger. I'm a cheeseburger. I'm a winner. I'm piece of me. I'm full of shit. But I'm courageous. Revolution won. Romania is free again. Liberté, égalité, fraternité. Încurc balele.